În meciul de duminică, Lucian Sânmărtean a îmbrăcat tricoul Pandurilor pentru prima dată. Tehnicianul Petre Grigoraș i-a cerut mai mult. S-a văzut și în teren pauza pe care a luat-o jucătorul. Știm că el vine după o perioadă foarte lungă de pauză după Euro și ne-a avut o pauză totală. Venind acum în două săptămâni, chiar dacă experiența și valoarea lui poate să, știu, să echilibreze un pic timpul de recuperare, totuși nu este 100%, dar ați văzut și dumneavoastră câteva acțiuni în prima repriză când a accelerat sau chiar și în partea a doua. Un jucător care poate să facă diferența, un jucător care poate să elimine adversar printr-o simplă mișcare de corp, poate să verticalizeze, lucru pe care mi-l doresc foarte mult și la ceilalți. În schimb, astăzi, cred că am jucat puțin mai mult pe latul terenului decât pe profunzime și această teamă exagerată nu este benefică. Cu toate acestea, din meciul cu CFR Cluj au reușit un singur punct din cauza mai multor greșeli, susține Grigoraș. Se mai întâmplă în fotbal să ai și zile mai proaste, să nu fii lucid și să iei decizii greșite în momente importante. Asta am făcut noi, am luat decizii greșite în momente foarte importante. Lucian Sânmărtean a semnat un contract valabil pe un an cu posibilitatea de prelungire pe încă un sezon, dacă lucrurile se vor mișca așa cum își doresc ambele părți. Mijlocașul a evoluat în sezonul trecut în Arabia Saudită, la fosta echipa lui Victor Pițurcă, Al Ittihad, și a înscris 6 goluri în 20 de partide de campionat. Mijlocașul a mai jucat în cariera sa la echipe precum Steaua, Vaslui, Bistrița sau Utrecht.